start excelent, micii tricolori își continuă lupta pentru calificarea la Euro, de data asta aici, pe terenul de acasă, unde în câteva minute urmează să întâlnească Georgia. Chiar dacă în meciul precedent au cedat cu 0-3 în fața țărilor de jos, astăzi mizăm pe un joc frumos încheiat cu victorie pentru noi. Chiar dacă e primul meci din această toamnă aici pe stadionul Zimbru, oamenii continuă să vină, suporterii să se adune, semn că au toată încrederea că ai noștri vor da astăzi tot ce au mai bun. Noi ținem pumnii și să înceapă spectacolul! Cu cine ați venit astăzi la meci? Cerul. Îi susțineți pe ai noștri? Desigur. Ce pronostic credeți că se... 2-0 Moldova. Da. Sunteți siguri într-o victorie astăzi? Sigur, la maxim. Așa să fie. Pentru cine ținem pumnii astăzi? Pentru Republica Moldova. Ești tare frumoasă. Ai un fotbalist pe aici? Da, un prieten. Ținem pumnii pentru Republica Moldova. Ce pronostic avem pentru astăzi? Care pronostic tot? 1-0 Moldova. 2-1 Moldova. 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 Moldova, așa să fie. Dă un 5. Hai, Moldova. Aveți și un jucător preferat? Toți. Toți fotbaliștii să vină la noi. Credem într-o victorie? Da. Da. Firul nostru. Nicolaescu is the best player all time. Dar Nicolaescu azi nu joacă. A să joci. Tot sperăm că ai noștri câștigă. Sperăm, dar Mașcan vreau să văd, vreau să-l văd cum strălucește teren, să rup teren. Dar ce o să strigi din tribune? Georgia sau Moldova? Ai, Moldova. Dar în suflet? E Moldova. Sunt Moldova. Ok, mersi mult. Eu n-am vrut să-i stric entuziasmul și nici energia pe care o avea azi, dar din păcate nici Nicolaescu, nici Damașcan astăzi nu joacă, astăzi nu va fi pe terenul Zimbru. Pasăm așa în apărare, dar mai mult Georgia și ne ținem, dar sperăm la câștig. Dar totuși avem șansă, da? Avem șansă, dacă ne ducem la atac, pasăm. Ce se întâmplă acum pe teren? Noi încercăm să-i presăm. Așa. Ei țin posesia. Dar tu știi că poți devii comentator? Sau mai bine totuși fotbalist? A să fim comentator încercăm. La Digi Sport. Încercăm, da? Da, tot e posibil. Moldova, țară mică, inimă mare, cu victorie și cu câștig. Bocilaze, din nou balonul răbine la capitan, un schimb de pase între cei doi. Prima repriză s-a finalizat cu scorul de 0-0. Totuși mai avem speranța că lucrurile vor evolua și golurile vor fi de partea noastră. Cine țineți astăzi pumnii? Și Georgia și Moldova. Pentru ambele echipe? Da, tămâie doci. Da, una za Moldovu, ia za Gruziu. Dar cine totuși câștigă astăzi? Prietenia. Prietenia. Avem șanse în a doua repriză? Dacă schimbăm vreo 2-3 jucători, îți vede poate ei fac față. Salutare! Cum a fost prima repriză? Думаю, нормально, но могли и лучше. Totuși, în a doua repriză avem șanse. Конечно. Dar voi veniți des la meciuri de fotbal? Da. У меня парень. Да, я футболист айч. Да. Айн месаж, я лосы вады репортажу это. Забей гол. Я тебе желаю удачи, чтобы все у тебя было хорошо, чтобы ты добился всего самого лучшего, чтобы тебя взяли наконец-то в другую страну. Да, в генерале играю с фейку футболист? Да. Для че? Большинство времени они больше на футбол уделяют время. Да, антром финал с Америты, да? Да. Фиком футболист. Конечно. Карис, а теле пункте тарь, конечно, он футболист. Как ты то ответили, свина ла меч? Девушка. Ну, в прямом рынке и секс шарата бини, ну? Да. Да ты тот, кому футболист? Да. Ну, да кэн? Сау туди аста. Да ешь тенка вот. Ну, да катаре. Да катаре ж вред, да? Миг страшник. Ionuț, dacă tare aș vrea. Da. Daniel Lisu, Cornelis Staver, cu numărul 14 pe tricou. Doru Calestru trebuie să lupte până la capăt, o face și câștigă. Hai, Dorule! Da, nu a fost fault, Calestru a luat însă mingea în mâini. Minutul 70 și încă niciun gol marcat. Hai băieți, hai Moldova, dacă câștigați, promit că vă cânt o populară. Iovu, foarte bine. Prelungește Muntean, doar că Vlad Răileanu se afla un pic mai spre dreapta. Staver este trecut acolo de odișarea continuă pe flangul drept Georgienii.
Din nou Udișarea, urmează centrarea la paradoa și este 1-0 pentru reprezentativa Georgei Iadulii. Indiferent de scor, noi suntem cu echipa pentru că trebuie să îi susținem, sunt ai noștri și ar fi bine să ia exemplu de la Națională, care arată rezultate extraordinare. Deci, avem potențial, urmează să luptăm și să muncim. Băieți, s-a muncit, s-a străduit. Prima repreză ar spune că nu prea a fost una chiar bună, dar am muncit toți. Ne-am dat sorința și sperăm că cu timpul rezultatele vor veni. Chiar dacă meciul din această seară nu a fost în favoarea noastră, suntem siguri că jocul următor va fi mai bun și ai noștri vor reuși să marcheze. Nu ne rămâne decât să le urăm succes și să le ținem pumnii. Cu voi a fost Andreea Muță Cireș și vă dau întâlnire data viitoare la Firul Ierbii. O să-i certați băieți sau ați reușit deja? Nu, eu nu îi cert, eu învăț ca să fie corect cu fotbalul și cu viața. Eu am promis că dacă voi câștigați jocul ăsta, o să vă cântă popularul, dar voi n-ați câștigat și eu n-am mai cântat. Promitem că câștigăm în următoarea partidă și așteptăm cântecul dumneavoastră. Neapărat, nu mai câștig să fii. Da, bine.